Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, discutând despre ce se întâmplă în sectorul legumicol. Ați văzut o discuție aprinsă între cei prezenți aici, pentru că sunt puncte de vedere diferite. Important e că oamenii ăștia au reușit într-un final să ajungă la un numitor comun. Domnul Vlad a lansat o inițiativă vis-a-vis de o viitoare piață unde producătorii vor putea să își valorifice marfa. E un lucru de apreciat. Faptul că dumnealui s-a gândit la așa ceva, înțeleg că există și un spațiu, în câteva secunde vom vedea cum arată acest spațiu și, sincer să fiu, mă bucur să știu că există astfel de inițiative. Sunt lucruri de semnalat, sunt palpabile, sunt vizibile, da? Și sunt condiții care ar trebui să-i mulțumească și să-i satisfacă atât pe cumpărător cât și pe producător, pentru că ăsta este rolul spațiilor de comercializare, să reprezinte un cadru prietenos, decent, pentru cei care vin acolo să-și desfășoare o activitate comercială. Deci nu vă spun că în 2010-2011 piața Obor a fost inaugurarea cooperativă pe care o coordonez. La fel și piața de Grop București în 2008, când am avut-o închiriată, târgul de răsaduri pe care îl avem astăzi de funcționează, iar discuțiile pe care le port vis-a-vis de piața de legume ca în Grop, este la fel de bine știute, că și acum l-am încercat, dar e vorba de spațiu ca să ai și posibilitatea circulației, care vin și cu mașini mari, mici, camioane și tot ce intre, să nu se aglomereze pe București. Ele la ieșire de la linia de centură, e periferic, nu blochează capitala, nu are niciun fel de problemă. Transportul nu cred că mai e o problemă pentru cumpărători, abia sunt degajați, nu mai intră în... Da, uitați așa arată spațiul. Aici este la răsaduri unde își valorifică astăzi, când discutăm, sunt 20 de producători care au mai venit, s-au dus acolo. Asta era în zilele însorite, dar au și corturi atunci când plouă și a fost nefavorabil și au montat, le-au pus. Oamenii sunt mulțumiți, nu mai vând pe jos, nu mai hăituit, pentru că nemulțumirea mea și insatisfacția este faptul că un producător, când vrea să-și vândă de marfa, el e primul hăituit, el e primul controlat, el este amendat. Ceilalți care nu pun atât de mult suflet și să fie și producători și sunt decât valorificatori, păi nu prea verifică nimeni, ca și în piețele agroalimentare. Astăzi, când spunem că vorbeau și colegii mei, când vezi la tarabă prețul la tomată 20, 25, 15, 18, lumea reflectă și spune că uite cât câștigă producătorul, exclus. El la jumătate este prețul lui. Dacă ar încasa un producător jumătate, 50% din prețul de la tarabă, astăzi ar fi mulți milionari și s-ar juca, n-ar mai face agricultură. Aici sunt cu totul de acord. Ceea ce spui, de diferențe foarte mari între marfa produsă și vândută de producători și ceea ce se regăsește la tarabe în acest moment. Aș mai completa aici faptul că s-au întărit și a spus Vlad, încă totuși mai găsim la tarabe, în piețele agroalimentare, așa zici producători care cumpără de la noi și au un atestat de producător, nu știu de unde l-au primit, cum îl primesc. Eu cred că știi și de unde l-au primit. Păi nu, nu e vorba de unde l-au primit. Nu poți să-l contești. L-au primit unii care sunt reprezentanți la nivel de comună și e trecut la afini. La afin poți să treci pe cine vrei. Și dumneavoastră, la afin. Am înțeles. Ne trecem, că așa ne permite. Dar... este o lacună a legii 145, că atunci când a făcut-o și acum nu mă deranjează că sunt. Noi avem an agricol, nu pe 7 ani valabilitate. Un atestat agricol acum are valabilitate de 7 ani, dar nu intru în aspectele astea. Nu e chiar așa. Trebuie vizat pe fiecare an. Dar nu asta. Că mulți au înțeles greșit și vreau să explic lucrul ăsta. Driver, au schimbat-o de la un an, la 3 ani, la 5, acum au făcut-o de 7. Dar vorbim de an agricol. Eu am zis de la început. Așa trebuia să rămână. Da. Dar pe fiecare an fermierul este obligat să ducă să vizeze care de comercializat. Vis-a-vis de aceea fiind, foarte bine, trecem aceea fiind până la grupul de grau 3. Dar aceea fiind sunt eu cu porumboiul, nu știu cum, sau dau un alt nume, Alexandrescu, din București sau din Cluj, nu sunt niciun afin. Se reglează asta? Poate organul de control să vadă acest lucru. Sau foarte, mă vezi mereu în piața acolo, că ia să mă zic, frate, să dau și un telefon la primăria Pleșoiu. Nu trebuie să dai telefon, Colibaș. Bă, ăsta e producător, nu e producător. Domnul Păunel, nu trebuie să dai telefon. Da. La piețe există, nu știu câte ori am spus și în emisiunea dumneavoastră, este un registru unic al piețelor. Când intră domnul Păunel în piață, îl întreabă câtă cantitate ai? Am 500 de kg de roșii, 100 de castraveți astăzi, vorbind de data respectivă. Da. Mâine, dacă vii în piață, ceea ce este imposibil, că roșia nu se coace în fiecare zi. Da, sunt aceiași producători cu aceeași cantitate în fiecare. Cantitatea cu care îl intră în piață, dacă îi trece în fiecare zi în registru, se va observa aspectul că dintr-o 1000 de metri nu poate să vândă mai mult de
14 zile. Nu poate să producă și vă spun și un să singur vândă, lucru. Da. 80% din cei care vând în piețe, cu tot la amprentă cât are casa, are un 250 de metri pătrați, el nu are unde să plimbe pisica. Când iese din ușă, o aruncă pe casă să plimbe, că nu are spațiu în jurul casei. Și cine urmărește registrul? Asta vreau... Nu este problema noastră a producătorului, eu spun că aspectul ăsta trebuie să duceți fi. Ideea până la capăt. Cine verifică registrul la cine verifică registrul? Organele de control. Care organele de control? Depinde care se duc în control. Avem organe, avem legi, dar nu se respectă. Dar acum dacă scriem în registru, mai angajăm o persoană... Păi piața are registru. Care scrie în registru. Nu, piața are registru. Poate persoana angajată primește bani, dar nu face treaba asta. Deci piața, nu, piața... Și mai ia și cu un suc, ca să tagă din gură, că astăzi nu te mai scrie un registru. Bujor, registrul pieței există în piață, nu l-are nimeni ăla. Ca să revenim, are actualizat, așa sunt curios pentru mine. Una din cele mai mari piețe din capital. Ca să robor, să înțeleg. Doamne ajută. Și da, chiar ar fi bine eu să sunt curios să văd și cât e scris în registrul ăla acolo la Bucurobor, pentru că și poate au durerile lor. Îl are, eu știu siguranță, dar nu să vedem și partea lor de... Deci la cantitatea pe care o are în atestat, nu vreau să dau multe detalii de atestat, că lucrez la un aspect ăsta în care a fost permisivă și s-au trecut afine acolo și se completează cu pixul, dar nu mai corespunde scrisul. Și de o ștampilă face rost acolo, că orice modificare, o eroare de scripte, să pune o parafă lângă ea acolo. S-au găsit cazuri în care... Am fals în acte, domnul Vlad. E răspunderea fiecăruia, da. Eu nu vreau să verific aspectul. Hai să ne înțelegem și... Eu nu vreau să verific aspectul ăsta. De-aia zic, avem acele instituții de control, de ce nu-și fac treaba? Păi care sunt alea? Nu știu. Domne, păi nu știu, cred că avem ANAF, cred că avem Direcția Agricolă. Hai, domnule, avem... Cum să-l avem? Avem registrul piețelor? Protecția consumatorului, avem... Cum să-l avem? Domnule, pe cine acuzăm noi acum? N-acuzăm pe aia care nimeni. Cumpără și vând? Nu acuzăm pe nimeni. Păi știți ce facem noi? Ce? Domnule, când vin și cumpără de la noi, sunt buni. Domnule, da, noi nu? Căutăm de noi, nu mai știm de noi. Când ieșim Bujor, așa cred că ai înțeles greșit. Nu, păi de cine discutăm acum? Avem am nevoie, spus că discutăm de 145 atestatul de producător. Nu, care nu, discuția de unde a plecat. Că da, am fost corect, aici, corect, prezent, da, să știți. N-am fost în altă parte. Păi dacă ți-am spus de la atestatul de producător... Nu, a plecat de la atestatul de producător. A plecat de la cei care cumpără și vând și au prețurile mult mai mari decât au producători. Am spus nu așa, ai înțeles greșit. Am spus că prețul de la tarabă nu este al producătorului. Păi am spus că prețul de la tarabă nu este al producătorului. El dacă ar câștiga 50% s-ar îmbogăți. Aia am spus. Da. Producătorii care sunt cu atestat în piețe nu au... Există o lacună la atestat în care a putut să vândă. A dat cineva din piețe afară producătorii ca să ducă să vândă acolo? A spus cineva... Dar nu e problema mea să-l dau afară. Tu ești producător, ieși afară? Nu. Dar producătorul preferă să-și facă treaba acasă. Și el spune așa, eu dacă l-am dat cu 8 lei, cât am zis, da, mai eu devreme, m-am referit că mă interesează pe mine roșia, tu poți să dai și cu 50 Bujor, lei. M-am referit că atestatul de producător nu trebuie să fie în posesia unui neproducător. Dom'le, nu. E corect până acolo. Dar haideți să le luăm pe rând ca să ne înțelegem corect. Și eu și să înțeleagă și telespectatorii. Eu n-am făcut trimitere la cei care cumpără și vând. Dacă ne ducem în toate direcțiile nu, și nu, vorbim, tu înțelegi greșit. Eu am tăcut din gură frumos. Și aștept. Trimiterea n-a fost dar eu nu înțeleg greșit, să știți. Da, înțelegi. Da. Pentru că n-am zis că ăla care e intermediar. Eu am spus că atestatul de producător și prețurile de la tarabă nu sunt ale producătorilor. Avem organe, cum a zis dumneavoastră? Trebuie să ducă în piață, nu de să vadă, eu am spus că să dea amezi, eu am zis, nu să-i dea afară din piețe, să-i lege. Eu nu spun să-i dea afară din piețe. Dar nu fac lucrul ăsta, să știți. Nu se întâmplă. Și am încercat noi să schimbăm carnetul de producător în toate felurile. Și tot să găsesc chichițe din care să poată să vândă. Deci nu asta e problema. Eu nu spun să nu vândă. Eu vreau să revin la ce a zis dumneavoastră, că atunci când ne voietăm și așa mai departe, noi nu începem, noi suntem producători, dânsii știu să vândă. Avem nevoie de acești comercianți, de aceste depozite și așa mai departe. Bună, tu ai zis dar deja când a zis depozit, un preț mai bun către consumator. De aici am plecat la discuție. Adică am noi producătorul asta, nu e vreau să nu. Spun și vis-a-vis de acești comercianți care obțin acel atestat în fals sau așa mai departe. Eu aș vrea ca acel comerciant și ați văzut dumneavoastră că acum deja faceți dumneavoastră un comerț civilizat, foarte mulți sunt cei care doresc o filă din carnet de comercializare sau o factură și așa mai departe. Sunt și comercianți serioși, eu spuneam de categoria celor neserioși, care nu doresc filă din carnet de comercializare, care nu doresc factură și care nu vând pe casă de marcat. Foarte bine, asta știu să facă, să vând, avem nevoie să le vindem produsele către ei, dar trebuie să fie și fiscalizați într-un fel sau altul, pentru că este normal. Noi, din 2013, suntem pe norma de venit. Plătim un mic impozit acolo către statul român. N-a venit timpul tot sau ar trebui să vină timpul ca și ei să contribuie la subvenția noastră. Poate eu la anul vreau 1.000 de euro sau fermierii vor 1.000 de euro pe tomată. Dacă facem fiscalitatea așa cum trebuie vis-a-vis de cei care ne revând marfa. Și mai e un lucru și vreau să fiu sprijinul celor
fermierilor care cumpără de la noi și revând. Să știți că nimeni n-a reușit sau nu dorește să le facă și lor o campanie de informare, pentru că începând, cred că din 2016 sau 2017, au alternative să meargă pe 1%, pe 2% din cifra de afaceri și credeți-mă că dacă ar ști aceste lucruri cu toți, ar avea și casă de marcat și n-ar mai sta să primească, că oricum cel care sacoșarul de la instituție care vine, bă, o amendă, două, tot trebuie să o dau să-i panca. Asta este, mai pleacă și cu sacoșele și dacă își face un calcul economic, înțelegeți, o să vadă că mai bine dă 1% la statul român, intră într-un comerț civilizat, noi suntem mulțumiți, ei sunt mulțumiți și tot este ok, iar funcționarul ca idee, decât trebuie să vegheze, să aplice legea pentru cei care nu o aplică, să nu mai plece cu sacoșe acasă, dea și el banii pe kilogramul de roșii. După părerea mea, dacă noi producătorii am fi conștienți și am dat filă de încarnet la toată lumea și, domne, ai firmă... Cum dacă am fi conștienți? Noi dăm la toți, că nu vor să iei, nu vrea dă nici producători. Cum să nu? Vă spun eu. Nu vrea să iei. Există și acest fenomen. Există și acest fenomen. Există și acest fenomen. Vorbești de înseamnă, eu nu știu lucrurile astea. Producătorul dă... Există și acest fenomen. Refuză cumpărătorul să iei. Câteodată nici producătorul nu se avântă, că zice, nu mai am file. Nu, nu, zice, nu, să vă spun, așa, nu mai eu vin din, să... de la țară, din satul lumii. Da, acolo venim și noi. Suntem și noi puțin neserioși. În primul rând, acest atestat și toate astea costă vreo 60-80 lei în funcție de primărie. Păi de ce să mai dă? Crezi că este un aspect să nu dea filă? Nu, să zice ca să-și mai asta să-l predea pe celălalt. Plus că tot acești comercianți care nu sunt educați fiscal, vin și le spun, băi, frate, ce o să vă impoziteze, ce o să vă facă? Degeaba le explicați dumneavoastră, eu și nu știu, că până la 65.000, chiar până la 100.000 de euro încasări, sunt tot pe normal de venit la această dată, că au o lomă impozitară și așa mai departe. Adică și la fermieri încă nu e încă încetățenit atât de bine acest aspect cu carnet de comercializare și așa mai departe. Eu vorbesc de producătorii pe care reprezint. Dar mai mulți, nu există, domnul Bune, la producătorii pe care îi reprezint, nu există comercianți care nu vor să ia ori factură, ori fiind adică... Domnule, am văzut câteva acțiuni cu antifrauda la Pucheni. Domnule, nu intra, nu ieșea mașină fără... Păi știi pe cine l-a prins cel mai grav? Am avut pe Chivu din Telorman, care are 2 hectare de solari. Și am avut și din Ol, da. Domnule, știți ce, de ce? El stă permanent în piață și mașina-i cară de acasă. Deci mașina care i-a dus avea pe atestat completat cantitatea de vinete, el avea cu 200 de kg în plus și i-a confiscat marfa. Pe Chivu, care are 2 hectare. Da. Deci el stă efectiv în piață și care are o mașină, că vinete avea. Și duce vinete. Mașina avută la însoțitor, el cât ăla i-a descărcat, n-a oprit fila, că era tot a lui. Deci nu, el stă permanent și vinde acolo. Plus că acum noi fermierii ne descurcă, că dacă să nu ne cântăm marfa, să fim serioși, aproximativ 2 tone, adică nu poți să... Nu, a fost câteva acțiuni. A fost câteva acțiuni. Ca să revin, ca să... Efectiv, i-a cântărit-o pa lui. Deci pa lui a cântărit-o și l-a găsit cu 200 kg. Nu poți să nicio idee până la capăt, pentru că n-ai cum. Dacă fragmentăm și nu mă lăsați să spun un pic și după care mă opresc, să știți, nu vorbesc foarte mult. Am văzut câteva acțiuni acolo la Pucheni. Doamne, foarte bine, au venit, au stat. Dar în momentul ăla n-au mai fost nici cumpărători și vânzătorii au început să se sune. Bă, nu te mai duc, că te duci degeaba. Că sunt ăia la poartă acolo și nu mai poți să mai faci nimic. Și cumpărătorii la fel s-au sunat. Doamne, era liniște în Pucheni. Nu mai era nimeni. E și asta ce înseamnă de obujor? Că și unii și alții avem asta anumite lucruri la care nu suntem serioși. Doamne, dacă nu ai nimic de ascuns, te duci acolo, intri în Pucheni acolo, sau unde este, în altă piață, nu contează. Te duci, intri, vinzi marfa, nu e nicio problemă. N-ai teamă de control. Și cumpărătorul la fel. Doamne, am venit, am cumpărat, am cântărit-o, uite, am document, plec. Deci liniștit acasă. Deci cum a zis dumneavoastră... Știți de ce nu-și permite comerciantul să intre acolo? Nu pentru că nu are acte sau nu ia acte. Să învârte prea mult cash. Și pe casă, acum, conform legislației ANAF, trebuie să ai decât 4.905.000 de lei cash. Cumpără marfă mai mult de valoarea asta. Păi da, și comerciantul poate ia o mașină, două pe zi de marfă, necontorizată, aia e cash-ul să învârte. Dar acum trăim cât de cât... Ce-ți iei pe caiet sau dă filă de cec la cumpărare? Trăim în Europa, domnul Vlad. Îți dă filă de cec ție la cumpărare? Sunt unii care trebuie să-l cunoști, să ai o relație mai mare cu el. Omule, tu te întrebi, tu dai pe filă de cec în Pucheni? Dacă dorește să-i dau, deci, un comercianții bancar, evită aspectul ăsta, adică... pentru că se duc cu doldora de cash, că îi plătesc numerar acolo. Nu vrea niciun țăran să-i dai lui filă de cec, ordini la plată. Sunt și aici o parte din fermieri reticenți, asta așa este. Și mai cum să-i dai? Ai curaj fost... toată, ai muncit în decembrie până acum să-i dai lui ăla. Noi avem producătorul nostru din Peretu, care a livrat cartofi la grup. Acum omul a cerut banii, dar cum să-i dai 26.000 de lei? Cash. Nu ai la pungă, și atunci trebuie să-i virezi prin cont. Și are încredere? Nu.
Păi are încredere că e producătorul nostru. Aia, da. E din grupul nostru. Dar ceilalți care nu sunt din grup, să știți că spune domnule, eu nu am cont. Nu am cont. Și atunci ce nu contează? Parți în 4.999 mai mult. Se găsesc formule, dar cash-ul e o formulă. Da? Deci comercianții evită aspectul ăsta că îi plătesc cu cash. El, noi ca producători nu avem, că nu avem mașini de marfă, dar da, Dumnezeu, să avem câte 5 se poate întâmpla oriunde, nu numai la Pucheni. Nu numai la Pucheni. Da, 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 nu. Toate astea de gro, deci nu... Dar aspectul ăsta cu evită comercianții, ăsta e motivul care îl evită comercianții. Nu le face nimeni nimic, el îi dau de la carnetul de comercializare file. E treaba lui ce face cu ea unde o înregistrează. Nu o înregistrează, nu, e treaba lui. Nu urmărim noi, da, corect. Dar dacă tu prinde partea asta de control, am înțeles că s-a lansat în urmă cu 2-3 săptămâni zile o acțiune care se numea sau se numește Demetra, ceva de genul acesta. Atunci parcă dintr-o dată s-a reglat într-un fel sau altul piața, am văzut prețuri mai bune la producători și la varză și la toate astea. Noi am fost la supermarket să descărcăm și vă spun că nu mai era nicio mașină să descarce fără să fie verificată de ANAF. Da? Deci ANAF-ul era acolo și e nu descărcai nicio mașină până nu-ți verifica marfa. Corect. Și să știți că evaziunea nu se face la hipermarket, supermarket. De-aia vreau să spun că această acțiune aș vrea să continue și să meargă puțin mai departe ca idee, să verifice și dubele care aduc între 2 tone și 5 tone cu marfă din Polonia, Ungaria, Turcia și așa mai departe. Și unde se duce? Aia, în piețele de gro, gen Pucheni, gen și nefiscalizat. Și unde se duce? Se va duce poate tot la hipermarket sau cred că pe tarabă. Păi se duce, dar intră nefiscalizat. Asta să ne înțelegem. Da, deci, una este cu biletirul direct către market. Știu ce spuneți, adică, am înțeles. Domnul Ovidiu, orice cale de asta are rezolvare. Numai să vrei. Important este că astăzi avem sprijin în legumicultură. Sunt modalități, s-au pus în aplicare, funcționează. Partea asta nu mă preocupă pe mine, că în piață e intermediar, negustor. E treaba lui, nu administrez eu piața, nu răspund eu de treaba asta. Nu trebuie să-mi iau un calcul. La ANAF să-și facă treaba, dar dacă toate vor funcționa în normalitate și cum s-a propus și s-a promis, vor funcționa. Atâta timp cât nu se vrea, nu se funcționează. Atâta timp cât se fiscalizează toată lumea, da, da, e un lucru bun. Atâta tot. Dacă se fiscalizează toată lumea... Și fermierul ar trebui să mai ferească de fiscalizare, nu, pentru că primește acum un sprijin cuplat, primește ajutor național tranzitoriu, primește... Fondul european primește ajutor de mii și așa mai departe. Fermierii pe care îi reprezint nu s-au oferit darul pe filă de cică. Da, eu nu știu unde fermieri în general. Ba, da, eu nu știu aspectul ăsta de care îl spuneți voi că nu vrea să dea file. Păi, nu știm că și noi trăim tot în... Haide să... Păi voi trăim în alt județ, dar nu la mine în comun. În București nu trăiesc. Păi nu, dar la mine în comun... Hai să revenim la programele astea pentru că nu le-am dezbătut așa cum trebuie, dacă îmi permiteți, domnul Ghinea. Ce program? Eu nu vreau să vorbim de Uniunea Europeană și programele. Da, nu vorbim, nicio problemă. Eu vorbesc de legumicultură că datorită condițiilor meteo nefavorabile suntem undevanți cu banii. Ce investim, nu scoate. Am înțeles. Eu vreau să ne la programele naționale. Vorbim de programul Tomata, programul Primul Solar și ce am anunțat Ministerul Agriculturii că se poate lansa. Le-am dezbătut puțin, nu știm noi prea multe, dar trebuie să spunem despre fiecare în parte. Deci, în primul rând, ar trebui să anunțăm pe fermieri. O parte știu, o parte nu știu. Cred că dumneavoastră a dat această informație, dar vreau să repet. Este un proiect de hotărâre de guvern că programul Tomata s-a prelungit până pe 15 iunie. Un lucru important și mi-au aminte că aici la dumneavoastră în emisiune a pus întrebarea domnului ministru și într-un fel sau altul neapărat că și-a luat angajamentul, dar ne-a spus ceva de genul ce am făcut în ceilalți ani, facem și anul acesta dacă condițiile meteo sunt nefavorabile. Deci o veste bună pentru fermieri. S-a prelungit până pe 15. Este proiect de hotărâre de guvern, dar în prima ședință de guvern se va prelungi până pe 15 iunie. S-a anunțat. Încă trei noutăți pe care le-am auzit la o emisiune de televiziune și în mass media și așa mai departe, vorbim de programul de Tomata, care din anul 2019 se pare pentru cei care vor scoate după data de 1 mai, se va suplimenta cu 1000 de euro, adică va ajunge la 4000 de euro. Pentru cei care vor reuși să scoate tomate până pe 1 mai, aici sunt două lucruri distincte, ce am înțeles eu ca idee, dar vă să explicăm, am înțeles că va fi 6000 de euro, coroborat cu cei care dețin centrale și cei care doresc să achiziționeze centrale. Eu aș merge aici ca acești 6000 de euro să vină și pentru cei care doresc să achiziționeze centrale, pentru că anul următor poate reușește să vină păi puțin nu, mai devreme. Altfel. Eu am înțeles altfel, adică îți dă 6000 de euro dacă ieși cu marfa până la 1. Așa s-a spus, dar tot în completarea articolului ce am văzut eu, de ce am citit eu. Domnul, n-aș vrea să apară și normele, să știm, să vorbim concret, adică să ne dăm cu părerea acum. E simplu. Deci vezi bune una peste alta pentru noi. Haideți să concluzionăm că mai avem 4 minute și sunt prețioase. Bun. Ce puteți să le spuneți fermierilor din perspectiva dumneavoastră? Va fi un an bun, mulțumitor, mai puțin mulțumitor?
ținând cont și de condițiile climatice și de piața de desfacere și de toți factorii ăștia care influențează într-un fel sau altul viața legumicultorului în România. N-am mai apucat să vorbim pentru că sunt multe teme, multe subiecte vis-a-vis de importurile astea care, din păcate, acaparează o bună parte din piață. Cum vine marfa de acolo, rămâne tot așa să stabilim într-o altă, într-o altă ediție. Cât rău vă face dumneavoastră celor care produceți aici, dacă e o concurență loială, mai puțin loială, stabilim într-o altă ediție. Vreau să trageți câte o concluzie în minutele rămase la dispoziție și aveți fiecare câte un singur minut și o să încep cu domnul Vlad și o să rog să își gestioneze foarte bine timpul. Vă rog. Programele vreau să spun că sunt binevenite, iar consumatorul vreau să-l asigur că prețurile nu vor fi ridicate la produse, indiferent de cum va fi situația anului. Este decât un euforism acum la început fiind trufanda, iar prețurile se vor echilibra la momentul când temperatura și atmosfera vine la temperaturi normale. Ele se cuantifică pentru că fructa și orice produs vrem să ajunge la maturitate la condițiile expuse de natură. Aer, apă, soare și munca pe care o depune producătorul. Deci vreau să-l asigur că vor exista produse românești pe piață și nu la prețuri exorbitante. Domnul Bușor. Este un an întârziat, clar, mai ales pentru culturile neprotejate, adică din câmp. Sperăm să se regleze. Avem probleme cu prețul la varză, l-am spus și mai devreme. Sperăm să reglăm, pentru că dacă se duce mult sub un leu, varza de primăvară e o problemă. Cam atât. Eu cred că este de vreme să facem o analiză la ceea ce va fi. Sper ca anul acesta să avem totuși prețuri mulțumitoare, în sensul că și noi care producem să ne capitalizăm într-un fel sau altul, iar consumatorii să găsească produse bune și la un preț pe care și-l permit. Așa cum spunea colegul, deci totuși avem o primăvară puțin atipică și la această dată eu mi-aduc aminte că la mine în Olt cam peste 70-80% din suprafețe erau cultivate în câmp cu ardei, cu vinete și așa mai departe. Încă aproape nu s-a început plantatul. Totuși este o problemă. Eu încă plantez. Eu aș vrea să nu se panicheze, pentru că 22, când este constant din Cilene, era un barometru când se tăia varza de primăvară, că era trufanda. Roșiile la fel apăreau după 22. Până în 15 iunie este o prognoză a firii naturii și plantaj respectă natura ei. Vorbim de culturile din câmp, care încă nu le-am plantat. Încă plantăm la ele. Eu personal plantez la culturile din câmp. Suntem puțin întârziați datorită acestor fenomene meteo, neapărat extreme. Până acum, în aprilie, eram gata cu ele. Le scăzute noaptea, vânt, ploaie, Doamne ferește. Stăm cu răsadurile. Răsadurile cam... Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. A fost o dezbatere deschisă, interesantă, datorită dumneavoastră, în primul rând. Idei diferite, argumentate. M-aș bucura să ajungeți la un numitor comun și să prindă contur acel proiect legat de piața de gro, unde noi vom veni să filmăm și poate că într-un fel sau altul suntem coautori la acest demers al dumneavoastră. Vă felicit pentru idee, sper să o duceți și la un sfârșit. Vă invit și pe dumneavoastră, cum invit și pe telespectatori, să veniți la Agriplanta Romagrotec, aici la Fundulea, în Călăraș. Mâine își deschide porțile. Noi, cei de la AgroTV, vă așteptăm acolo. Avem multe transmisii, multe știri de realizat de la fața locului, emisiuni interesante. Așadar, ne vedem la Agriplanta. Până atunci, toate bune, numai bine. Rămâneți alături de AgroTV.